Spectacol în teren, dar spectacol și în tribune la meciul de aseară al Astrei, etapa 15-a, a dus pe stadionul de la Giurgiu formația FC Botoșani, aflată înaintea meciului la mijlocul clasamentului. În ciuda ploii, partida a fost una de calitate, iar Astra s-a impus pe toată perioada meciului, nedând moldovenilor nicio șansă. Enache a deschis scorul în minutul 9 din centrul careului, după pasa lui Takayuki, iar în teren parcă a fost o singură echipă. În minutul 17, Astra se distanțează la 2 goluri după șutul puternic în stânga portarului marcat de Amorim. Enache mai marchează o dată în minutul 32 de la 6 metri, după centrarea lui Iazalde și 10 minute mai târziu înscrie și Takayuki după o pasă frumoasă a lui de Amorim. Repriza a doua a fost una dominată tot de către Giurgiuveni, dar puțin mai liniștită, poate și datorită ploii. Scorul final este înregistrat în minutul 89, când Ioda trece de doi fundași și marchează în stânga portarului. 5-0 pentru Astra, spre deliciul suporterilor giurgiuveni, fotbaliștii noștri fiind ajutați și de o galerie de... Noi ne dorim să câștigăm fiecare joc. Am spus, mă bucur că suntem în acest moment pe primul loc, însă de mâine trebuie să mă gândesc pentru jocul de vineri de la Timișoara. Mai cedat locul? Va depinde de noi. Cât timp poate rezista? Nu știu, până la etapa următoare cu siguranță. E greu să te bați cu steaua, nu? E greu orice joc. E important e cum abordăm noi jocurile, încrederea pe care o avem. Și atunci putem să ne facem orice joc ușor. Eu cred că orice adversar din prima ligă poate fi învins. E destul de bine. Ne bucurăm că a reușit să câștigăm azi, categoric, și sperăm noi să o ținem din victorie în victorie. Ai cedat locul întâi? Este foarte greu. Noi sperăm să câștigăm ultimul meci să câștigăm un meci următor la Timișoara și după aia vom vedea ce va fi. Cum va fi bătălia cu Steaua? O să fie destul de greu. Deocamdată noi ne gândim la meciul cu Timișoara, o să avem o săptămână grea, o să avem și meciul de cupă cu Viitorul. Sperăm noi să trecem de amândouă și vom vedea din retur ce va fi. E o înfrângere categorică, înfrângere pe care am contabilizat-o practic încă din prima repriză, în momentul în care la pauză era deja 4-0 pentru Astra, era clar că nu mai puteam limita pretențiile. Am cerut jucătorilor să încercăm să limităm proporțiile scorului pentru a nu, eu știu, înregistra un nou rezultat catastrofal. Ceea ce până la urmă n-am reușit, 5-0 e un scor care ne face să plecăm din nou capetele. După victoria de ieri, Astra a trecut pe primul loc în clasament cu 32 de puncte în 14 partide. Urmează Steaua cu 30 de puncte, dar cu două meciuri mai puțin disputate față de Astra. Locul 3 revine formației Pandurii Târgu Jiu cu 27 de puncte, la egalitate cu Petrolul Ploiești, iar pe locul 5 cu 26 de puncte rămâne Cehlăul Piatra Neamț.